Doliu în lumea medicală din România S-a stins din viață unul dintre mari chirurgii ai țării noastre lumea medicală din România e în Doliu. A murit unul dintre cei mai mari chirurgiai ai țării noastre, un cadru medical extrem de apreciat de colegii săi și de pacienți. Tristul anunț a fost făcut de fostul asistent medical Victor Banța pe rețelele de socializare, acolo unde a scris un mesaj emoționant. Doliu în lumea medicală din România a murit medicul chirurg Dan Aurelian Duminică, fostul director al Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești. Tristul anunț a fost făcut de fostul asistent medical Victor G.H. Banța pe rețelele de socializare, acolo unde a scris un mesaj emoționant la mijloc de lună mai 2023, a plecat în eternitate o personalitate marcantă a orașului Tg. Cărbunești și a lumii medicale Gorjene, omul ce a scris o pagină importantă în istoria medicii și memoria concitadinilor săi, doctorul Dan Aurelian Duminică. El a fost deopotrivă soț, tată, medic și om, apreciat de comunitatea profesională și socială în care s-a integrat dinamic încă de la venirea sa întâgă cărbunești ca medic la secția de chirurgie a spitalului din localitate, fapt ce i-a permis să fie numit medic șef al secției de chirurgie și medic director al spitalului. A fost o parte a mesajului transmis de fostul asistent medical Victor G.H. Banța.